Fac voluntariatul aproape deja de 2 ani. Waywick este un proiect care te ajută și îți explică cum să inițiezi un proiect propriu de voluntariat și ideea este de răspunderea voluntariatului. Acum voluntariatul și în general activismul în rândul tinerilor este foarte pasiv. De aceea noi am venit aici ca tineri foarte activi să învățăm cum să facem un proiect astfel ca următoarea generație să fie plină de activism și diferite proiecte și implicări. Voluntariatul face și lumea mai bună, mai ales dă un exemplu cum ar trebui să fie un om moral, deoarece cu un cod bun moral promovează și voluntariatul, iar voluntariatul este a face un bine fără a dori ceva în schimb. În Statele Unite se face mult voluntariat. Da, este foarte popular să facem voluntariat, în special cu tine. Cred că este un alt metod să învață, să fac ceva pentru alți oameni, să fac un suflet mai cald. Eu cred că voluntariatul într-adevăr are perspectivă în Republica Moldova, pentru că am observat cum tinerii devin cu mult mai active în acest domeniu și pe zi ce treci observ că colegii mei de clasă, că prietenii mei sunt cu mult mai implicați deja în activități de voluntariat, pentru că anume tinerii sunt schimbarea în societatea noastră. Tot mai mult și mai mult tinerii se implică. Fiecare an apar noi proiecte, cum ar fi Waybeak, unde tinerii au posibilitatea să crească, să înțeleagă ce este leadership și voluntariat și să meargă în comunități să facă ceva în societate. De înainte ne mișcăm. Iată viitorul. Panda, 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 Volunteering is very important and oftentimes involves work, but that does not mean that we cannot have fun. And it's much more fun when you have an awesome team like all of my delegates here today.